Evident, gusturile sunt discutabile. Frumusețea stă în ochii celui care privește. Trebuie să fim de acord că anumite mașini sunt mai urâte decât celelalte, mai robuste, mai masculine și poate ar trebui să nu fie conduse de femei. Așa cum putem să zicem și în sens invers. Bărbații n-ar trebui să conducă anumite mașini care parcă emană prea multă feminitate. Salutea și mi-va găsi, sunt Bogdan de la ProLine.ro și cum ați văzut în titlu, astăzi vreau să vorbesc despre ce mașini ar trebui să o conducă femeile, fără să par misogin, sexist sau mai știu eu cum, dar consider că anumite domnișoare și doamne pe care le văd în trafic conduc anumite mașini care nu li se potrivesc de nici un fel și pe alocurile și îngreunează viața de șoferi. Haideți să vă explic care este gândirea mea, de asemenea aștept și în zona de comentarii părerile voastre și mai ales părerile domnișoarelor și doamnelor șoferițe. Noi ne referim deseori la sexul feminin ca și sexul frumos, nu? Este evident, femeile sunt frumoase. Și, în opinia mea, mașinile pe care le conduc ar trebui să fie și ele frumoase. Evident, după posibilități. Dacă o doamnă cu doi copii are un Logan Break, care nu e o mașină tocmai frumoasă, dar este practică și potrivită pentru bugetul ei, n-am nimic împotrivă. Dacă o domnișoară este singură și are un Fiat 500, foarte bine. E o mașină mică și drăgălaș. Acum o să spuneți, stai domne, că femeile pot conduce și tiruri. Corect, sunt o grămadă de șoferițe care conduc camioane și tiruri. Nu despre asta e vorba, ci despre faptul că, de exemplu, unele femei șoferițe, ca să nu zic marea majoritate, au problemă cu a aproxima gabaritul mașinilor pe care le conduc. Și în momentul în care o astfel de doamnă sau domnișoară primește sau își achiziționează o mașină voluminoasă, îi va fi mult mai greu să o manevreze în trafic și eventual să o parcheze. Astfel că nu înțeleg doamnele și domnișoarele cu potențial financiar că își cumpără niște mașini prea masculine. Și o să vă dau un exemplu, un G-Class. Asta nu. Vi se pare o mașină pentru o doamnă și o domnișoară? Mie nu. Mi se pare o mașină robustă, mare, puternică, dacă e varianta AMG, care parcă nu reprezintă sexul frumos. De asemenea, parcă n-aș vedea-o într-un A6 Allroad, pacea doamnă și domnișoară, poate nici într-un Land Cruiser. Nu zic acum că nu sunt SUV-uri pentru domnișoare. Sunt o grămadă de SUV-uri. Uite, un Range Rover Evoque mi se pare o mașină, un SUV-uleț pentru o domnișoară. Revenim acum la niște bugete mai mici. Poate să fie o mașină nu neapărat drăgălaș, dar poate să fie o mașină pur și simplu mai aspectoasă decât alta. Evident, gusturile sunt discutabile. Frumusețea stă în ochii celui care privește. Dar trebuie să fim de acord că anumite mașini sunt mai urâte decât celelalte, mai robuste, mai masculine și poate ar trebui să nu fie conduse de femei. Așa cum putem să zicem și în sens invers. Bărbații n-ar trebui să conducă anumite mașini care parcă emană prea multă feminitate. Adică parcă n-ar merge să conduci în Volkswagen Beetle galben, nu știu, zic și eu, cu floricica aia acolo în bord, sau un Fiat 500, cum am zis mai devreme. Un Fiat 500 Abarth? Poate da. Nu știu exact cum să mă exprim mai bine fără să deranjez pe cineva. O să găsiți acum 1000 de excepții. Poate doamna care conducea G-Class-ul avea mașina proprie în serviciu și a luat mașina soțului. Perfect adevărat. Sau alte exemple de acest tip. Dar când în momentul în care vă alegeți o mașină, fie nouă sau second hand, ca doamnă sau domnișoară, pe lângă aspectul financiar și practic, alegeți și în baza esteticului, da? Pentru că femeile în principal se pricep mai bine la partea asta estetică decât bărbații. Bărbații sunt un pic mai pragmatici, mai tehnici și vor ca mașina pe care o conduc să le reprezinte.
Și de asta nu înțeleg de ce sunt anumite situații în care femeile vor să fie opulente prin mașinile pe care le conduc. Probabil vor să arate că sunt mai puternice decât un bărbat sau decât alți bărbați și de asta conduc mașini mari pe care de cele mai multe ori nu prea le stăpânesc. Sau mașini puternice, iarăși. Nu aș vedea o femeie conducând un 911 turbo decât dacă este pasionată de raliu, curse și mai știu eu ce, și eventual este și un pilot amator. Ok, tot timpul sunt excepții, dar în general nu văd de ce și-ar lua astfel de mașini. Știu că poate voi isca multe discuții și comentarii, dar eu plec de la o idee bună, fără intenții rele, da? Și mi-ar plăcea să nu mai văd pe stradă doamne și domnișoare care pur și simplu conduc niște mașini în care nu le stă bine. Așa zic eu, în opinia mea, nu le stă bine. Sunt o grămadă de alte mașini mult mai frumoase, mult mai atrăgătoare și care ar reprezenta sexul frumos mult mai bine decât unele pe care le conduc unele femei în ziua de astăzi. Mă refer în principal femeilor care își permit să aleagă dintr-o gamă mai vastă de mașini, nu doamna domnișoara care nu își permite, nu știu, mașina visurilor ei și conduce chiar și un Logan sau mai știu eu ce. Ok, acum parcă niciun Trabant, mai bine ți-ai un Spark, nu știu. Sunt foarte multe mașini, foarte multe variante, noi second hand pe lumea asta și așa cum femeile sunt foarte atente la cum se îmbracă și cum arată, poate ar trebui să fie la fel de atente și mașina, și la mașina pe care o conduc, strict din aspect estetic, da? Privind partea frumosului, pentru că, repet, ele se potrivesc mai bine cu acest domeniu. Și să lăsăm la o parte excepțiile unde, nu știu, doamna respectivă sau domnișoara e pasionată de raliu și curse sau e pasionată de mașini off-road, că poate mai sunt și astfel de situații, alea sunt excepții. Și sunt tare curios dacă puteți să faceți o listă cu mașini pentru doamne și domnișoare și o listă de mașini în care să nu apară vreodată o doamnă sau o domnișoară la volan, pentru că nu i-ar sta bine. Aștept în zona de comentarii. Până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share acestui clip și poate un subscribe canalului. Toate bune!